Eugen Teodorovici a confirmat, fostul ministru Ionuț Mii sublinierea, noul presubliniere din TANAF. Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, a confirmat miercuri, 28 martie, ce predecesorul său, Ionuț Mii sublinierea, va prelua funcția de presubliniere din TANAF. Anuncul a fost făcut după o discuție cu Liviu Dragnea. Teodorovici a refuzat să confirme sublinierea ce a demis 24 de sublinierei din ANAF. În mod normal nu comentăm decât ce apare în monitorul oficial, dar pot să vă confirm ce este o propunere înaintată către doamna prim-ministru de numire a domnului Ionuț Mii sublinierea în funcția de presubliniere din TANAF, a afirmat ministrul de Finance.